un scriitor bisericesc care a trăit prin secolul al V-lea și care el vorbește despre experiența lui. El l-a căutat pe Dumnezeu, dar l-a căutat acolo unde nu trebuie, a căutat binele acolo unde nu era de găsit binele, dar a fost un om cu căutări. Adică nu s-a mulțumit cu puțin. Și cum și-a dat, și asta e valabil și pentru noi, cum ne dăm noi seama că ce căutăm noi și ce facem noi nu e bine până la urmă? Că nu ne împlinește. Că suntem goi. Că oricât am face, oricât am cerși de la alții dragostea lor, ei de fapt nu ne-o dau. Nu e aia dragostea adevărată. Nu e aia prietenia adevărată. Prietenia adevărată a cuiva nu e condiționată. Dacă faci așa, ești prietenul meu. Dacă nu faci, nu ești prietenul meu. Și aceasta, când te vezi că ești gol și că nu te poți împlini, înseamnă că ar trebui să ne punem niște semne de întrebare. Ce se întâmplă cu mine? Unde nu merge? Și permiteți-mi, vă rog, acum pe încheiere să vă citesc acest cuvânt al fericitului Augustin, care el vorbește cu Dumnezeu și spune așa: târziu te-am iubit, frumusețe, atât de veche și totuși atât de nouă. Tu te aflai în lăuntru meu și eu eram în afara mea. Tu te aflai în lăuntru meu, dar eu nu eram cu mine. Acolo, în afara mea, te căutam pe tine, Doamne, și în urățenia mea mă năpusteam asupra lucrurilor frumoase pe care tu le-ai creat. Tu erai cu mine, dar eu nu eram cu tine. Și mă țineau departe de tine tocmai acele lucruri frumoase care n-ar fi existat dacă nu ar fi existat în tine. Ce trist este să te țină departe de Dumnezeu tocmai lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut frumoase. Că e frumos, e bine, e sănătos, e firesc, multe lucruri. Dar când lucrurile respective sunt stâlcite, atunci devin nefirești. Că spun tot părinții, nu-i ceva rău în sine banul. Toți avem nevoie de bani, așa este? Ce e rău? Iubirea de ei. Și să-ți transform toată viața în a colecta. Nu e ceva rău să iubești pe o persoană. E rău să iubești cum nu trebuie și să-ți bați joc de acea persoană. Aia nu e dragoste.